Bună seara, dragii mei, și la mulți ani! Un nou an fericit și multe realizări mărețe vă doresc eu, Teodora Mocanu, cu emisiunea Oameni cu Stil la Express TV. În această seară l-am invitat pe domnul Marius Mitrov. Bună seara, domnul Marius! Bună seara și la mulți ani! Ce faci, Marius? Cum ai intrat în primul an? În primul an, în prima emisiune din nou an. În primul an, chiar dacă aș vrea să-mi amintesc, nu cred că am cum, în primul an, dar în noul an zic că am intrat bine, cu optimism, ca de obicei, așa cum ne caracterizează pe noi vărsătorii, și poate nu chiar doar pe vărsători, ci și pe ceilalți, pentru că fiecare dorește ca anul care a trecut să plece cu toate relele și toate bunele care s-au întâmplat, iar cel care vine să vină așa cum își dorește fiecare, pentru că în acel moment toată lumea are sufletul deschis și îl primește cu bucurie și se gândește numai la bine. Asta este, după părerea mea, prima zi a fiecărui început de an, pentru că întotdeauna energiile pe care le avem sunt îndreptate spre a face lucruri bune, spre a realiza cât mai multe în favoarea noastră și nu numai a noastră, ci și a celor de lângă noi. Și în felul acesta să ne aducem nouă și celor de lângă noi cât mai multe bucurii. Anul 2019 se spune că este anul schimbărilor. Ce ai vrea să schimbi tu, Marius? Este frumos că a fost intitulat așa și probabil că cei care au veleități, au aplecări spre a determina, spre a denumi un an sau altul într-un anumit fel, probabil că așa este, o fi anul schimbărilor. Deocamdată a început și nu pot să spun nimic despre acest lucru. El a început, pot spune, cel puțin până la acest moment, ca orice alt an. În sensul că avem de rezolvat aceleași chestiuni, cel puțin la serviciu, nimic nou pe frontul de vest. Acasă lucrurile merg pe făgașul normal. Iar ceea ce urmează să se întâmple, și dacă este un an al schimbărilor, așa cum l-au denumit cei care l-au denumit, cu siguranță că așa va fi. Pentru anul 2019, sincer să fiu, nu am planificat, nici măcar nu prevăd vreo schimbare. Asta înseamnă că, după bunul proverb, nu știu dacă este neapărat românesc, nu aduce anul ce aduce ceasul, dar asta nu înseamnă că nu se pot petrece lucruri și mi-aș dori să se petreacă în bine și nici de cum în rău, nu neapărat pentru mine, ci și pentru ceilalți. Dar bineînțeles că trebuie să credem și în destin. Până la urmă nimic nu este întâmplător. Absolut. Și el face parte din viața noastră și până la urmă destinul nu-l facem singuri, nici de cum. Nu cred că cineva a avut, vreo relație suspusă care să-i spună care e destinul și el să meargă pe acel drum. Nici ce de spune cum. Că soarta nu o putem schimba. Soarta este diferită de destin, pentru că soarta e cu totul și cu totul altceva. Acolo avem sorție, acolo ne putem alege un drum sau altul, pe când destinul spune că ne este scris. Dar, până la urmă, noi nu avem habar de acest destin și mergem pe acel drum, ne alegem căile pe care trebuie să mergem și, până la urmă, ajungem la o finalitate, mai mult sau mai puțin dorită, dar de obicei, omul, prin capacitatea sa, se adaptează, o primește sau, dimpotrivă, luptă ca să schimbe, să modifice ceva. Am trecut și de febra sărbătorilor. A fost o lună plină, au fost luni pline de evenimente, de petreceri, de veselie. Este mâncare și băutură. Este o lună de iarnă, o lună în care oamenii
dintotdeauna, din vechime, au tras către casă și își petrec timpul mai mult acasă, pentru că știm că nopțile sunt mai lungi, zilele sunt mai scurte, muncile câmpului s-au încheiat și atunci tot ceea ce se pregătește pentru anul care urmează, pentru sezonul care vine, totul se face în interior, în sânul familiei, în casă. Pe lângă aceste activități, pentru că ziua este mai scurtă, firește că avem și timp mai mult pentru a petrece, pentru, hai să spunem, între ghilimele, a ne răzbuna pentru muncile pe care le-am făcut din primăvară până la începutul iernii. Și în felul acesta avem și timp de a socializa mai mult, de a petrece mai mult, nu numai cu familia, ci și cu prietenii, și a transforma aceste petreceri, hai să nu spunem în adevărate chiohanuri, ci pur și simplu în momente de desfătare ale sufletului și ale ființei noastre. Cum ne încarcă aceste evenimente din punct de vedere energetic? Din punctul meu de vedere ar trebui să ne încarce și spun ar trebui să ne încarce, nu pot să vorbesc numele tuturor, ar trebui să ne încarce cu energie pozitivă până la urmă, pentru că sunt niște lucruri pe care ni le dorim în cele din urmă și pe care le așteptăm pe parcursul întregului an. Și atunci firește că n-ar trebui să privim cu nemulțumire sau cu obidă în suflet, vai, trebuie să facem o petrecere și trebuie să ne pregătim, să ne stresăm, ci dimpotrivă să fim cu sufletul cât mai deschis și să venim către asemenea momente cu gândurile cele mai bune și cu nerăbdarea de a le petrece. Da, inevitabil ne concentrăm asupra Crăciunului ca un mare eveniment, trebuie să ne pregătim, asupra Revelionului și iată că intrăm în febra aceasta de isterie a cumpărăturilor, că suntem un popor de consum până la urmă. Suntem niște consumatoriști, așa este. Crăciunul până la urmă este o sărbătoare care ține de ființa noastră și este o sărbătoare sfântă, are o semnificație pentru creștini și vorbim de Crăciunul creștin, de pe 25 decembrie, deci are o semnificație pentru noi creștinii și de aceea, având această semnificație, firește că și pregătirile și așteptările sunt cu totul altele. Pe când Revelionul, așa cum am spus mai devreme, semnifică trecerea aceea dintre ani, unde încercăm să lăsăm tot ce a fost rău, tot ce nu ne-a plăcut, să uităm, să ștergem cu buretele și practic intrăm în noul an ca pe un câmp larg, ca pe o plajă unde totul ne este deschis și ne este posibil. Și firește că și aici ne pregătim și venim cu așteptările de peste an pentru a produce acele transformări, acele schimbări, ceea ce probabil că a și dat denumirea în cele din urmă anului 2019. Chiar mă gândeam la un moment dat, zic, dacă 2018 a fost un an încărcat de semnificații până la urmă, nu numai pentru noi românii, ci și pentru întreaga umanitate. A însemnat ceva, a fost și 8-ul, care e o cifră rotundă în cele din urmă, în poziția sa, da, poate semnifica infinitul. 19 chiar nu spunea nimic, dar și mă gândeam zilele acestea, zic, măi, e 2019, hai, un 2020 ar mai merge, dar un 2019 e un an intermediar, ce se poate întâmpla? Dar și anul 2019 poate fi încărcat la rândul său cu tot felul de evenimente și tot felul de acțiuni care să contribuie la starea de bine a noastră, a tuturor.
Pentru că dacă ne gândim și începem să disecăm ce s-a întâmplat acum 50 de ani, ce s-a întâmplat acum 100 de ani, acum 500 și așa mai departe, vom vedea că există destule evenimente pe care să le sărbătorim. De asemenea, sunt sărbătorile de peste an, sfintele sărbători care se repetă în fiecare an și care nu lipsesc, firește, și trebuie să ne pregătim și pentru ele. Și apoi sunt dorințele pe care le avem în a ne aduce ceva bun nouă și pentru care trebuie să luptăm pentru a le realiza și a le transforma în realitate. Urmează ziua ta, Măruț. Asta e un mic secret. Da, da, da. Că tot vorbeam de vărsători. Se spune că este era vărsătorului 2019, că nu știi tu ce semnifică 2019, uite cât spun eu. E bine că m-ai ajutat, da. Deci, energiile pozitive vor fi mai mult în preajma ta anul acesta. Da, vărsătorii în general sunt ființe idealiste înainte de toate, dar sunt și creatoare și pe lângă visele pe care le au, luptă în cele din urmă să le îndeplinească. Deși cei pe care i-are, îi au în preajmă, de obicei nu prea pun multă bază în vărsători, tocmai prin idealismul lor, prin firea lor visătoare, pentru că ei au curajul să previzualizeze sau să vadă mult mai departe decât au capacitatea celelalte zodii și firește că imaginația lor uneori pentru celalți poate să o, pentru celalți vorbesc, pentru celelalte zodii poate să o ia razna și pot fi de neînțeles. Dar sunt niște genii vărsători. Dar vărsători în general, da, bine, acum nu trebuie să, ar trebui să fiu plin de modestie, dar asta este. Eu te susțin, să știi, poți să spui lucrul absolut, absolut. Avem destui vărsători pe care îi cunoaștem și știm foarte bine ce potențial au și ce capacitate. Și pe lângă asta mai sunt și firi deschise, îi caracterizează și un anumit altruism pe care, de care puțin dau dovadă în cele din urmă. Că nu puțin, ca mult. Nivelul lor de altruism este peste medie. Vorbeam de celelalte zodii, adică celelalte zodii mai puțin dau dovadă de altruism față de vărsători. Iar de asemenea se bucură încă o dată și de o capacitate de a trece cu ușurință peste greutăți. Și tocmai prin faptul că știu să treacă peste greutăți, par și niște firi deschise și vin și cu energie pozitivă către ceilalți. Și produc o stare de bine. Sunt firi deschise, dar și spontane. Și spontane, de exemplu, ce ai făcut tu de Revelion? Da, de Revelion. Hai să... M-am hotărât în ultima clipă. Bine, în ultima clipă să nu se înțeleagă că este 31. Deci am avut intenția chiar pe 31 să plec. Mă dezamăgești, am crezut că chiar atunci. Deci, cum am făcut-o eu. Ultima clipă înseamnă cu două zile înainte de anul nou. M-am hotărât să plec la munte, să petrec un Revelion la munte. Știm cu toții că îți plac călătoriile și ne uimești și ne încânți cu locurile pe care le vizitezi. Ce ai simțit în preajma sărbătorilor la munte? Povestește-ne puțin. Dacă Crăciunul l-am făcut acasă, pentru că așa se face în familie, am spus în ultima clipă, m-am hotărât să plec cu soția la munte. Poate și din cauza, până la urmă este primul Revelion pe care îl fac la munte. Poate și din cauza că de fiecare dată când mergeam la munte, trebuia să merg între sărbători, între Crăciun și Revelion, sau după Revelion, sau... Și totdeauna m-am întrebat, măi, ce se întâmplă atunci? Și anul acesta, iată că mi-am răspuns la întrebare și am zis, hai să mergem.
Firește, a trebuit să caut cazare, n-a fost nicio problemă, am găsit cazare. A fost norocos că majoritatea da, am mers la munte și pot să spun că nu am ales nici Sinaia, unde poate mi-ar fi plăcut să merg, nici Bușteniu, unde iarăși mi-ar fi plăcut. Am ales Predeal. Poate telespectatorii o să spună ce e așa de spectacol ăsta la Predeal. Este, într-adevăr, la Predeal am fost de câteva ori, am și schiat și am vrut să văd exact cum este de Revelion la Predeal. Ei, și iată că trecând de Sinaia, unde de-abia era puțină zăpadă așa aruncată ca o părere peste munte și prin pădure, am ajuns la Bușteni, unde iarăși era ceva zăpadă. În momentul când am intrat în Predeal, am simțit într-adevăr că sunt la munte și sunt iarna și sunt într-un moment extraordinar, un moment cu semnificații. Și m-am bucurat efectiv. Pur și simplu a ieșit din mine copilul și abia mă așteptat să parchez mașina, să mă cazez și să țâșnesc prin zăpadă. Bine, n-am făcut îngeraș. Am zis că nu mai e cazul la vârsta, dar la vârsta mea să mai fac îngeraș. Dar am ieșit, m-am cazat cât se poate de repede și după care am ieșit și m-am simțit așa liber. Și încercam să mă încarc de albul imaculat al zăpezii, de albul de puritate până la urmă. Iată, practic nu făceam altceva decât să iau energia albului, purului și să mă încarc cu ea pentru ca să o dăresc la rândul. Și a fost extraordinar. Revelionul nu am vrut să petrec la restaurant într-un mediu închis. Efectiv, nu am vrut. Mi s-a părut ciudat, hai să spun că mi s-ar fi părut ciudat să merg într-o stațiune și să merg într-un restaurant unde să dansez, să mănânc și eventual să ies la ora 12 să admir artificiile. Și am preferat să o fac neconvențional și am mers pe pârtie unde cu tineretul, iată, deci ce înseamnă, chiar îi spuneam soției, stăteam la... luasem un pahar cu vin fiert, era destul de gers, dar nu se simțea. Și stăteam cu tineri afară, pe o terasă. Tinerii consumau și ei vin, stăteau la rând, la grătar, să-și ia mici, mă rog. Și mă uitam înăuntru la restaurant, era muzică și dansa lumea, hore și nu știu ce. Iar afară dădea muzică de club și toți erau într-o mișcare foarte, foarte frumoasă, că pur și simplu îmi părea rău că nu mai am vârsta lor. Și dansau, efectiv dansau și m-am simțit ca într-un club. Deci te-ai încărcat de energii pozitive. Pârtea luminată frumos și m-am așteptat momentul trecerii dintre ani, unde primăria din Predeal a organizat un foc de artificii extraordinar și ne-am bucurat efectiv. Deci ai recomanda și altor persoane? Sigur că da. Nu, cheltuielile acum nu sunt ceva de speriat, dar dacă se fac economii, peste an se poate merge. Iată că și la o vârstă... Important este să-ți placă și să nu fii plin de enfază, așa, ce caut eu în mulțimea aceasta. Nu. În momentul acela trebuie să uiți de tine efectiv și să te integrezi în acea mulțime. Firește, dacă îți place, dacă nu, trebuie să pleci. N-ai ce căuta acolo. Da, trebuie să ne adaptăm oricărei situații. Că... Deci ai avut un revelion foarte frumos și spontan. Spontan, da. Spuneam că vreau să plec pe 31, îi spuneam soției, măi, zic, hai să... Uite, zic, ce facem, mergem, ne urcăm în mașină pe 31, facem 3-4 ore până la Sinaia. Până la Sinaia, ajungem o oră maxim înainte de Revelion, facem Revelionul pe pârtie și ne întoarcem.
Și să ești nebun. Cum să faci chestia asta? Doar tu cu soția da, ați da, plecat. Da. Asta da. Și aventură. Crește că n-am făcut. Am zis, nu, mai bine o facem ca niște turiști. Iată că spiritul tânăr încă mai este prezent. Da, spiritul tânăr din fiecare dintre noi ar trebui scos la lumină de fiecare dată în sensul bun al cuvântului, nu în sensul rău, pentru că știm că la tinerețe întotdeauna ești mai vijelios, așa, ca o apă care de-abia a plecat de la izvoare, încă n-a ajuns în albia cea mare, unde e liniștită, și mai vijelios așa, dar toată această vijelie și toată această energie tinerească pe care încă o mai avem în noi poate fi folosită să ne aducă bucurii și să transformăm sau să realizăm ceea ce ne place sau ceea ce ne dorim, astfel încât să ne aducă bucurie și plăcere. Păi, iată, când vrem să facem, să ne simțim din nou tineri, trebuie să facem ceva așa... Nebunesc. Da. Și să revenim la începutul anului. Și luna ianuarie are o semnificație cu... Sigur că da. Din punct de vedere istoric, luna ianuarie este încărcată de evenimente. Asta urmează Unirea Principatelor. Unirea Principatelor Române. 5 ianuarie 1859, când Alexandru Ioan Cuza a fost ales la Iași, și în 24 ianuarie la București. Și s-a realizat astfel unirea. Să nu uităm generalul Eremia Grigorescu, care a murit în 1919, deci iată acum 100 de ani, cel care a comandat armata română la Mărășești și Oituz. Și sunt multe, multe alte evenimente, nu numai legate de istorie, dar este și luna în care practic începem să ne plănuim efectiv, deci să punem cap la cap toate lucrurile și să, pentru cei care au această capacitate, nu toată lumea poate să-și planifice, să se organizeze în așa fel încât să parcurgă tot ceea ce și-a propus de-a lungul anului. Dar majoritatea își planifică din luna ianuarie și încep să urmărească realizarea sau să conceapă proiectele pe care să le urmeze de-a lungul anului și în felul acesta să obțină rezultatele pe care și le doresc. Iată, pe 24, nu, da, 24, luna aceasta... 24 pentru unii dintre noi este o zi liberă. Există și o punte 25, după care da, însă pentru noi, un weekend prelungit. Pentru noi, cei din cultură, vacanță. 24 nu este deloc. Avem 15 ianuarie, iată, era să uit, este și ziua culturii naționale și ziua poetului național Mihai Eminescu. Dar cum organizăm? Ce facem? Este ceva o lună plină de evenimente culturale și noi cei din cultura asta, vreau să spun, pe 24, chiar dacă este o zi liberă, noi cei din cultură muncim pentru a evoca anumite momente, pentru a aduce publicului, readucerea în atenția publicului a unor anumite momente importante care ne-a definit ca țară. Și pentru a realiza niște activități care să fie pe placul celor care au plăcerea să vină să urmărească ceea ce facem. Pe 15 ianuarie este o activitate pe care Biblioteca Județeană Via Urechea împreună cu Teatrul Muzical Nae Leonard, cu Consiliul Local, Consiliul Județean, Primăria Galați, Direcția Județeană pentru Cultură Galați, organizează un eveniment nu numai la statuia, nici nu cred că o să mai fie la statuie de data aceasta, pentru că Parcul Municipal Mihai Eminescu este în restaurare, sigur că da, și nu cred, nu mai ai cum să ajungi acolo.
iar statuia este grădită, dar la Teatrul Muzical Nae Leonard va fi un eveniment, mi se pare, începând cu ora 12, dedicat marelui poet. Așa că cine are plăcerea, intrarea va fi liberă, cine are plăcerea să vină să participe la această acțiune la culturală. La ce oră când am reținut? Cred că la ora 12, nu mai rețin exact, dar ora 12 este. Eu am o altă activitate și de asta îmi părea rău că nu cred că am să ajung la timp. Iar pe 24 ianuarie sunt bine cunoscutele activități cu slujba de la Biserica Vovidenea, acolo unde Alexandru Ioan Cuza a depus jurământul în calitate de deputat de covul lui, la fel și Costache Negri, după care la statuie fața la grădina publică, unde va avea loc ora Unirii și așa mai departe. Și bănuiesc că acțiunea se va continua ca în fiecare an, de altfel. Nu va mai fi la Casa Cuza Vodă, ci cred că la Lapidarium, la Muzeul de Istorie, unde se va ține niște speech-uri legate de Unire și așa mai departe. Deci activități și acțiuni vor fi ca în fiecare an? Sigur că da, și să nu uităm Gala Culturii. Gala Culturii. Da, de pe data de 17 ianuarie, pe care o organizează Direcția Județeană pentru Cultură Galați, unde 10 persoane, instituții care au contribuit la actul cultural din anul 2018 vor fi premiate pentru activitatea lor. Iar unde se va desfășura Gala Culturii? La Teatru Dramatic, începând cu ora 18, intrarea ca de obicei este liberă. Și firește că printre premii vor fi și momente artistice, zic eu, de înaltă ținută, pentru că ne-am străduit ca anul acesta să fie totuși, de fapt, la fiecare gală, nu cred că am depășit actul cultural în sine și ne-am deplasat către o anumită zonă, ci am menținut ștacheta și de cele mai multe ori am ridicat-o și ne-am străduit să ne menținem la același nivel și chiar să ne depășim. Aia, depăși și câteva spectacole mențin sarea și pe exact. Și anul acesta va fi cu siguranță la fel, plus că spectatorii vor avea și câteva surprize legate de momentele artistice. Ce surprize? Dacă e surpriză, e surpriză. Să vină, îi așteptăm un număr cât mai mare, pentru că spun eu că nu o să le pară rău, cel puțin la momentele artistice. Am punctat momente artistice. Mai sunt interesați oamenii de cultură? Eu zic că da. Indiferent că ce formă o îmbracă, lectură, vizionarea unui film, lectura pe internet. De acțiunile enumerate dar din precedent. Nefericire, dar, mai vin oameni, mai sunt implicați? Există în Galați, există un anumit număr de, hai să le spunem până la urmă, prieteni, pentru că ei sunt prezenți în mod permanent la activitățile, nu numai ale direcției, ci și ale Muzeului de Istorie, ale Muzeului de Artă, la galeriile de artă. Și nu-ți spun, de exemplu, dacă vii la un vernisaj la galeriile de artă, ai să vezi că acea sală de expoziție este neîncăpătoare. Deci, efectiv, nu ai loc să te miști. Dacă vin aceiași oameni sau, surprinzător, se mulțesc pe din anul ăla? Există un anumit număr pe care îi numim prieteni și ei sunt prezenți permanent. Dar sunt și alți oameni care vin. Firește, nu am, uneori mai văd și chipuri noi și atunci ne bucurăm. E firesc să fie așa. La Muzeul de Istorie la fel, la Muzeul de Artă la fel. Când sunt vernisaje ale unor expoziții, vreau să spun interesante, toate sunt interesante și toate sunt frumoase, toate sunt importante, sălile devin neîncăpătoare. Și acest lucru spune mult. Dar dacă ar fi să luăm separat și să mergem dincolo de acest public
care vine la, vine la vernisaje, vine la spectacole, vine la, la ceea ce organizează Direcția Județeană pentru Cultură, și aici mă refer la cei care sunt prezenți la evenimentele din grădina publică, în spațiu deschis, unde ne bucurăm de fiecare dată de către 700-1000 de persoane. La Antichitas Rediviva, unde la fel, dacă la Tirighina, acolo unde sunt spectacolele de reconstituire istorică, sunt 300-400, în grădina publică, unde sunt atelierele, iarăși avem 1000 de persoane. Din nefericire, pe lângă toți acești, acest public minunat în cele din urmă, există și o parte din populație care, nu știu dacă ar fi poate prea dus să spun, nu agrează cultura, poate o ignoră într-un anumit fel sau poate din lipsa timpului. Și aceștia sunt tinerii, presupun. Și tinerii, dar sunt și cei care au o vârstă înaintată și care nu au avut, prin educația pe care au primit-o, nu au avut de a face prea mult cu, cu actul cultural în sine sau poate nu l-au dorit în cele din urmă. Și lucrul acesta pe mine mă întristează. Și îl vedem, e adevărat, poate sunt niște excepții, dar le vedem deseori și produc amuzament pentru noi când vedem acele interviuri luate de către unele televiziuni în unele sate și răspunsurile pe care le primesc la anumite întrebări. Chiar mă amuzasem, era o întrebare: ce fac persoanele intervievate la menopauză? Și fiecare spunea că servim masa, cât timp durează, 20 de minute, că nu ne lasă, că nu știu ce. Da, filmulețe și de sunt, genul exact, sunt acum, multe și uneori chiar îmi puneam întrebarea dacă sunt regizate sau sunt pe bune. Dacă sunt pe bune, lucrul acesta devine îngrijorător și trist. Și atunci, în sufletul nostru de vărsători, am vrea să-i cuprindem pe toți și să le arătăm calea cea bună și calea cea frumoasă a lucrurilor și nici de cum lumea cea ignoranței în care trăiesc și în care își duc viața de până la finele ei. Sunt și din păcate sunt numeroase persoane care nu știu nici ce semnifică Crăciunul sau... Exact, și lucrul acesta este într-adevăr dureros. Zilele de... Nu neapărat Crăciunul și Paștele, Crăciunul, sigur că da, și chiar sărbătorile, în general, sărbătorile religioase. Iată că este trist în da. 2018, acum ne întristăm puțin ca vărsători și vrem să facem ce ceva. Ce trebuie să facem, mare, să... Bine, că noi, acum, în sufletul nostru altruist. Acum n-aș vrea să revenim la ceea ce era înainte de 89, la acel activism cultural în care erau trimiși la sate activiștii culturali pentru educație. Și nu este și o idee bună? Mie îmi displace. Dacă s-ar găsi o altă denumire și o altă formă, poate cu mare drag. Aș bă, răspunde, bă, dar... De ideea în sine, nu de denumire. Adică și trebuie informați, mai mult informație. Eu cred că nici nu ar trebui să fie trimiși la sate activiști culturali. Iată că schimbăm și discutăm tot felul de chestii. Nu cred că ar trebui trimiși la sate activiști culturali, pentru că și satele, localitățile au, cât de mici sunt ele, au oameni care au pregătirea necesară să facă activitate culturală. Numai că... Dar totuși nu sunt informați. Numai că ori nu-și doresc, ori nu sunt sprijiniți de către autorități să desfășoare această activitate. Și aici mă refer la... pentru că sunt destule localități care au așezăminte culturale, cum se numesc ele, acele cămine culturale, care din nefericire majoritatea lor sunt folosite ca saloane de nunți, discotecă și așa mai departe, dar nici de cum pentru a îmbunătăți actul cultural și a se îndrepta către oameni, a îndrepta cultura către oameni. Și firesc că atunci există această stare de ignoranță permanentă în acea comunitate,
și lucrul acesta devine trist. Și asta o pot spune pentru că m-am confruntat și de multe ori am încercat acolo unde existau manageri și unde există manageri de cămine culturale, să le spun că trebuie să treacă de orice piedică, de orice dificultate pusă, fie și de autorități, și să facă ceea ce fac, să facă cu pasiune și să nu privească rolul pe care îl au sau funcția pe care o au ca o sarcină de serviciu sau ca un simplu serviciu unde trebuie să fie remunerat și atât, ci pur și simplu să desfășoare o anumită activitate și în felul acesta să îmbunătățească ceea ce înseamnă cultura în spațiul respectiv și este de lucru. Eu mă întreb dacă în satele sau comunele alăturate se sărbătoresc aceste acțiuni culturale despre care vorbeam. Unele sate, tocmai pentru că își cunosc importanța sărbătorilor, încearcă să mențină tradiția și atunci vedem de altfel la televizor, vedem despre Ruginoasa, de exemplu, sau vedem despre alte localități unde spun că de Crăciun sau de Sfântul Ștefan sau de nu știu ce, ies băieții, se duc la fete, mă rog, sau fac hore, sau umblă mascați și tot felul de chestii, așa cum se proceda din bătrâni. Deci unele localități își mențin încă tradițiile, dar cele mai multe și le-au uitat. Și asta și din cauza că localitățile au fost depopulate prin plecarea majorității locuitorilor în străinătate și au rămas doar cei cu o vârstă înaintată, care doar mai pot vorbi de ceea ce se întâmpla în tinerețea lor, fără să mai aibă putința de a face ceva. Eu nu mă refeream doar la tradiții, eu mă refeream și la acțiune și activitățile culturale. Da, dar sunt despre acțiuni și activități culturale, cel puțin la acest moment, în afară de exemplu, zilele satului, altceva nu vine în minte, unde la fel cheamă un solist de muzică populară, unul sau doi, după care urmează manelele. Asta bisericii și zilele satului. Vorbeam de... Urmează ziua marelui poet, Mihai Eminescu. Doar la... Sunt foarte puține. Sunt, într-adevăr. Se desfășoară, dar în foarte puține localități. Sunt unirea principatelor, se sărbătorește. În foarte puține localități se desfășoară. A fost Boboteaza. Oare câți de noi cunoaștem semnificația acestei mari sărbători? Dacă aș avea o statistică, ți-aș spune, dar nu am ce statistică. Se aruncă după cruce și gata. Da, iau o gheazmă și sunt fericiți. Cu siguranță, cei care au acces la informație și la cultură în general, și că vorbesc cultură, deci îmbrac tot ceea ce înseamnă cultură și aici mă refer la biblioteci, la cinematografe, la teatre și așa mai departe, deci unde pot primi informații, firește că aceștia vor ști semnificația, iată, Bobotezei. Dar cei care rămân în promiscuitate, în obscurantism, cu siguranță doar își vor aminti și vor prelucra prin filtrul cunoștințelor lor acea informație pe care au primit-o cândva și va ieși cu totul și cu totul altceva până la urmă. Pentru că e firesc, dacă ai fost mic și probabil că ai primit de la părinți sau ai auzit de informația aceasta de Bobotează, de Crăciun, de Sfânta Mariei de Paște și așa mai departe, dar ai ajuns să o trăiești o dată, de două ori, de trei ori, după care nu ai mai avut cum, nu știu, datorită, nu, hai să spunem, și unor întâmplări nefericite, a unei conjuncturi nefavorabile și ai intrat într-o zonă de ignoranță, la un moment dat îți amintești de ea, dar o prelucrezi în felul tău, pentru că nu mai comunici, nu mai... Și ajungi, eu știu, la Bobotează să faci altceva, la Crăciun să faci altceva, pentru că așa îți amintești tu că s-ar fi întâmplat. Și denaturezi un pic sensul lucrurilor. Dar ține totuși de ignoranță. Ceea ce este foarte trist. Este trist și trebuie să ne veselim, pentru că este început de an. Hai să ne veselim. Da.
Bun. Și dacă vorbim de veselie, vorbim de viitoarea noastră petrecere, 20 de ani de Express TV. Da, este... Iupi! După decât să orez postului de televiziune mulți ani înainte și să rămână ceea ce a fost și ceea ce reprezintă pentru orașul Galați și pentru Brăila și să se ridice și să-și depășească condiția să fie cea mai bună dintre televiziunile locale din țară, vorbesc. Tu ai fost și ești unul din membrii familiei. Da, am avut această onoare și mă bucur pentru că mi s-a acordat. Mă bucur că mi s-a acordat acest privilegiu de... Înainte de toate, a însemnat o satisfacere a unei curiozități să trec dincolo de ecran și să văd ce se întâmplă în spatele aparatelor de filmat sau în fața aparatelor de filmat. Și odată satisfăcută această curiozitate, pe care, firește, nu neapărat la Express TV am deslușit-o, ci pe parcursul anilor, dar aici am stat mai mult. Odată satisfăcută această curiozitate, am trecut și la lucruri mai serioase, în sensul de a realiza emisiuni legate de istoria orașului Galați. Emisiuni care mi-au făcut o reală plăcere, pentru că știam că prin intermediul postului de televiziune intru în casa tuturor celor care accesează acest post și pot să informez despre ceea ce a fost odată și ceea ce s-a întâmplat odată în acest oraș. Și lucrul acesta l-am făcut cu bucurie și l-am dăruit efectiv telespectatorilor postului Express TV. De aceea, iată că cei 20 de ani, acum este o cifră rotundă și frumoasă în cele din urmă, 20 de ani înseamnă, pe de o parte, încă tinerețe, dar pe de altă parte trecerea spre o maturitate care spune multe și care poate pune foarte multe și oferi foarte multe publicului spectator. A fost odată în Galați. Frumos spus. A fost odată în Galați, da, o emisiune frumoasă și unde am încercat să fie pe placul publicului, să nu o fac monotonă. Deși la primele emisiuni, așa cum spuneam odată, am adormit chiar eu, nu privindu-mă. Da, dar am încercat să aduc informații. De ce prezi asta? În general, emisiunile culturale obosesc, nu? Plictisesc, nu obosesc. Nu știu dacă plictisesc, probabil că pun creierul la grea încercare și încerc să pătrunzi ceea ce spune cel care vorbește dincolo de cameră. Și firesc că chinuindu-te să reții, pentru că știm foarte bine că informația, dacă este disparată, dacă este doar auditivă, reții foarte puțin, dacă este doar vizuală, reții din nou foarte puțin, dacă le îmbini pe amândouă și vizual, nu mai reții. Nu, reții mai mult, dar cu trecerea timpului se pierde din ce în ce mai mult și ajungi ca foarte puțin să se sedimenteze. Și lucrurile, atunci ești obligat să repeți, să repeți, să repeți această informație pentru ca publicul să rămână cu ceva. Dar iată că, pe lângă glumele noastre, încerc și eu să fac o emisiune mai distractivă, nu? Să nu adorm și eu la... Nu, la oameni cu stil... Bine, dar tu ai făcut nu știu câte emisiuni până la urmă. Să nu uităm, da. Aia 5 sau... Vorbe de nespus. Ne amintim cu drag de acea emisiune. Prima mea dragoste. Sigur că da, unde puneai în general bărbații în posturi incomode. Da, în general îi pun în posturi incomode. Da. Ai fost invitatul meu? Da, da, da. A fost o singură dată și a fost bucuros că a fost o singură dată.
Da, o singură dată sau de două ori, cred că o dată sau de două ori, nu mai mult, de cum, mai multe. Cum, te-am prins și a doua oară? Cred că nu, da. Nu pot să cred. Și apoi la sandwich-ul pe care l-ai avut. Banii tăi, în fine. Ai fost și la banii tăi, sigur că vorbim da. De tine, Marius, acum și despre cultură. Că... Dar mi-e făcea plăcere. Lăsat tăi. Ce să facem? A fost odată în Galați, să ne oprim la emisiunea ta. Da. Ce a fost odată în Galați? Cu siguranță ai vorbit despre istorie, ai dus și ai parcurs în mintea și inimile telespectatorilor multe evenimente ce s-au petrecut. Păi ce aș putea spune? Acum, dacă ți s-ar da o emisiune, ce se întâmplă în Galați? Pe ce se întâmplă în Galați, așa cum ți-am spus, ar fi o emisiune de știri. Ce se întâmplă în Galați? Ar trebui să aleg informații despre ceea ce se întâmplă în Galați și să transmit. Dar ce a fost odată în Galați, firește, aș putea să vorbesc acum, uite, luna ianuarie, acum 100 de ani, ieșeam din război destul de... vreau să spun ciufuliții, dar nu ciufuliții, era totuși o atmosferă nu tocmai plăcută, pentru că orașul fusese bombardat în timpul primului război mondial, existau ruine, el nu arăta cum arată astăzi, chiar dacă majoritatea străzilor erau pavate, dar acele bombe unde au căzut au produs stricăciuni destul de multe. Zona portului, strada domnească cu o parte din Mihai Bravo era bombardată. La fel, zona aceasta dinspre Coșbuc încoace spre București Noi, strada Câmpului, care erau cartiere ale demobilizațiilor și erau în formare, nu arătau tot mai bine. Aici să ne aducem aminte că strada Brăilei nici nu exista în perioada aceea, era o stradă care trecea pe lângă colegiul de astăzi, Costache Negri, dar era o stradă nepavată cu pământ și vitele mergeau la pășunat. Iată cum arăta orașul, tot aici în zona aceasta de lângă actualul colegiu Costache Negri, atunci școala de pedagogică de învățători. În zona se dăduse acea bătălie în 1918, în ianuarie 1918, o bătălie pentru apărarea orașului Galați, când acele trupe bolșevizate ale rușilor voiau să se întoarcă acasă spre Reni, trecând prin Galați, dar voiau să treacă în armate și galățenii, știind ce făceau rușii în oraș, le-a interzis acest lucru și le-a spus că pot trece, dar fără dezarmați, fără arme, lucru care nu le-a convenit și de aici s-a iscat acea luptă care a durat 3 zile, unde 500 de militari și apărători ai orașului Galați au ținut piept unui număr de 12.000 de soldați ruși și la un moment dat chiar era să balanța se înclinase în favoarea armatei rusești, dar au venit în ajutor trupele românești aflate la Filești undeva aici și atunci cei care au apărat orașul au ieșit victorioși, iar rușii s-au predat nemților de peste Siret. Iată cum stăteau lucrurile. Iar în 1919 lucrurile începeau să se așeze ușurel. România devenise mare, își mărise teritoriul, intrase provinciile românești, intrase în hotarele, vechile hotare ale țării și lucrurile începeau să intre pe făgașul normal. Deja administrația locală începea să vorbească despre eroi, despre ridicarea de monumente, despre atribuirea denumirii unor străzi cu numele eroilor, iar populația să la fel să intre pe făgașul normal, să meargă la serviciu, să facă ceea ce făceau și înainte de război. Și atât am ajuns în era modernismului. Am ajuns astăzi, da, sigur, și datorită lor, sacrificiului lor, ne-am
Până la urmă, noi suntem beneficiari a ceea ce s-a întâmplat în trecut și trebuie să avem și noi grijă de acest lucru sau să nu se mai întâmple anumite lucruri ca să oferim un viitor plăcut celor care vin după noi. Pentru nostru viitor. E bine și așa. Marius, voiam să te pun să-mi spui o poezie de-a lui Eminescu. La Steaua care a răsărit, o cale atât de lungă. Da. Dar s-a terminat minunata noastră emisiune. Mai două versuri tot am spus. Ai spus, mă? Da. Bravo. Am crezut că știi doar Luceafărul. Nu, Luceafărul știe băiatul meu și am zis că nu e bine să le știi pe toate 99 de strofe. Cum să nu fie bine? E un efort extraordinar, dar mă rog, dacă lui a făcut plăcere și îl... Dragii mei, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 21, Oameni cu Stil. Vă aștept alături de mine și de echipa Express TV. O seară plăcută și un weekend minunat să aveți. La revedere!